Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință, domnilor și domnilor deputați, stimați invitați, îmi revine deosebită onoare să vă transmit mesajul ambasadorului Republicii Elene în România, excelența sa Vasilis Papadopoulos, adresat grecilor și filoelenilor cu prilejul Zilei Naționale a Greciei 25 martie 1821. Citat. În data de 25 martie aniversăm renașterea națională a Greciei, dată care reprezintă o zi rămasă în istorie, nu doar pentru greci, dar și pentru toate popoarele care s-au luptat pentru independența lor. Idealurile libertății, democrației, iluminismului, independenței din punct de vedere politic, prosperității economice și ale drepturilor omului sunt astăzi mai actuale ca oricând, sunt idealuri comune pe care le împărtășesc Grecia și România. Celebrarea renașterii naționale a Greciei aici, în România, este extrem de importantă, întrucât Revoluția Elena a început în Principatele Române. Alexandru Insilanti, societatea Filichieteria, a luptat pentru crearea unui stat liber și suveran. În acest scop, de mare importanță a fost sprijinul acordat de către diaspora elenă, înfloritare și luministă, care trăia în Principatele Române. Legăturile istorice dintre cele două popoare, grec și român, sunt indestructibile. Sâmbătă, 25 martie 2017, în orașul istoric Drăgășan, îi vom comemora pe eroii Batalionului Sacru, păstrând în memoria noastră idealul acestora de sacrificiu de sine, solidaritate, luptă nobilă pentru libertate și demnitate. Fără a uita trecutul, privind cu optimism prezentul și viitorul, faptul că în România elenismul înflorește și excelează pe urmele strămoșilor săi, ne umple de speranțe. Comunitatea elenă din România este o parte integrantă a țării, inclusă copent în viața socială și economică, ea funcționând precum o punte de legătură între greci și români, o legătură vie pentru cooperarea dintre cele două țări. Deosebit de importantă este sarcina complexă a Uniunii Elene din România, privind menținerea patrimoniului istoric și social elen, unitatea expatrioților noștri, predarea limbii și tradițiilor, păstrarea continuității istorice a elenismului de aici. Sunt convins de faptul că cele două țări, Grecia și România, vor colabora și în viitor în ceea ce privește idealurile libertății, că popoarele noastre vor rămâne prietene, valorificând trecutul comun și construind un viitor cât mai strălucit. Trăiască 25 martie, am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați, cu prilejul Zilei Naționale a Greciei, 25 martie 1821, permiteți-mi ca în calitate de președinte și deputat al Uniunii Elene din România să le urez grecilor și filoelenilor de pretutindeni un călduros la mulți ani. Vă mulțumesc!